Ce-am făcut?
There's more stitches. Important, pentru că în urmă cu 5-6 ani nu se credea că la Turda există un obiectiv turistic care să îndeplinească un asemenea obiectiv. Nici nu putea fi prevăzut, pentru că în Turda știți cum sunt promovate activitățile doar prin competență și ceea ce reușești să faci. Și iată că după 5 ani de muncă profesionistă și cu oameni care știu să gestioneze acest obiectiv, am ajuns astăzi, pentru anul 2015, la peste 500.000 de turiști. Cred că este unul din obiectivele naționale care trebuie promovat național și pentru că am ajuns la o asemenea performanță, având în vedere că acești turiști vin să vadă ceea ce noi am reușit la Turda și ceea ce promovăm aici. Promovăm turiști profesioniști și sper să reușim să consolidăm această reușită și anii care urmează, iar Salina să-și finalizeze obiectivele de investiții care și le-a făcut, astfel încât Turda să apară din nou foarte bine realizate și de promovarea acestui municipiu extraordinar. Spun foarte extraordinar pentru că există elemente nu numai de istorie și de continuitate, dar și de dezvoltare în ultimii 25 de ani, care până la urmă ne duc cu gândul că Turda este în o situație de a crea un viitor studenilor și celor care locuiesc aici. Și de asemenea, turismul rămâne în continuare elementul de bază de promovare în strategia pe care am gândit-o. Mulțumesc că este în acest eveniment organizat de Salina și felicit pe câștigător, pentru că iată, va reține, poate, pe parcursul întregii vieți. A fost vizitatorul cu numărul 500.000 la Salina Turda, care este un obiectiv turistic de mare importanță. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest lucru. Ați decis să refaceți Salina Turda, să o reabilitați, aveați un obiectiv de vizitator, mă gândesc, pe an. Când vă gândeați că o să ajungeți la cifra asta? Dacă mergeam după documentația care noi am depus-o, probabil că niciodată în documentație nu ar fi cuprins nimeni o asemenea variantă și o asemenea performanță. Porneam undeva de la 40.000, pe un maxim de 80.000, și cu o completare pe turismul balnear, posibilă creștere, dar nici de cum să depășim 100.000. După cum vedeți, în fiecare an s-au depășit 400.000. Suntem la o cifră care depășește orice prevedere la care ne-am gândit noi și suntem mult mai buni decât Muzeul Satului de București. Deci acest lucru, ca și comparație, cred că oricine poate să spună da, la Turda e un obiectiv turistic de o dimensiune nu foarte mare, dar de o importanță atât de mare și cred că sunt foarte mulți turiști străini care vin, ceea ce este lucrător. An de an crește numărul lor și e o speranță pentru dezvoltarea turismului la Turda. Și eu vă mulțumesc. Pentru noi este un moment mai mult decât simbolic, având în vedere faptul că anul trecut,
la 31 decembrie au fost înregistrați un număr de 478.300 turiști, iată că în 25 octombrie am atins cifra de 500.000. Repet, este o mare bucurie. Îl felicităm pe câștigător. Considerăm că prin aceasta societatea Turda Salina Dâmbău, care administrează acest obiectiv turistic și a îndeplinit obiectivele pe acest an, respectiv pe anul 2015, și mai mult decât atât, suntem vizibili la nivel național, la nivel internațional, asta ne-o confirmă marele număr de turiști pe care îl avem și suntem printre primele obiective turistice din țară. Important este că nu este numai o realizare turistică, este și o realizare economică, ceea ce înseamnă că din rezultatele economico-financiare acestei societăți există șansa de promovare a celorlalte proiecte de dezvoltare a Salinei. Așa cum discutam și cu altă ocazie și cum discutăm periodic cu conducerea administrativă a societății, avem câteva obiective foarte importante care necesită și finanțare. Dacă nu ai o forță de finanțare interioară și dorința de a promova acele obiective din interiorul societății, totul este în zadar. Anul acesta sper să aibă, cum arată și cu anul, și rezultate foarte bune și datorită proiectelor pe care le are, cred că vom reuși chiar să reîntoarcem cota din profit care vine la bugetul local pentru susținerea și promovarea proiectelor, astfel încât să degrebăm oarecum sarcina Salinei de credite bancare și de surse care necesită creditul suplimentar. Dacă nu facem în fiecare an ceva, dacă nu aducem noutăți, dacă nu dăm drumul și la celelalte țări, obligatoriu la un moment dat să vom merge pe o curbă descendentă cu privire la vizitarea Salinei. Interesul este să îmbinăm cele două elemente care definesc activitatea de aici, elementul balnear și elementul de agrement turistic. Și anul următor este anul elementului balnear cu subvențiune. Acest lucru ne dă speranța că va fi un obiectiv de lungă durată și apreciat și din punct de vedere balnear, care este foarte important. Bineînțeles că pe lângă turismul de agrement, așa cum spunea și domnul primar, încercăm să ne dezvoltăm și să câștigăm cotă de piață pe partea de turism balnear. Cred că beneficiile curelor de speleoterapie din Salina Tuta trebuie puse în valoare și cred că acesta este viitorul, acest obiectiv turistic, transformarea lui într-un obiectiv cu prioritate medicală. Și în plus să credem că se pot face obiective de asemenea învergură, pentru că toți sunteți înainte de a începe investiția aici și atunci toată lumea credea că, așa cum spunea unii politicieni, avioane, că vorbim despre lucruri care niciodată nu se vor putea realiza. Important este, chiar dacă întârziem ca și termen de punere în funcțiune, ele să aibă finalitate și toți cei care contribuie la decizie să creadă că obiectivele trebuie sprijinite mai mult timp decât un an calendaristic până la finalizarea lor, indiferent de ce alte priorități se nasc pe parcurs. Aici este viitorul turistic al municipiului și până la urmă viitorul economic acestui municipiu. Și sper ca să fie înțelepciune suficientă să se gândească în acest fel. Mulțumesc, o zi bună!